Bună dimineața! Bine te-am regăsit! Daniela Simulescu aici, sper că nu mă vezi așa blurat în ceață, ca să zic așa, să-ți dai seama unde sunt, cum sunt. De ce spun asta? Pentru că astăzi avem acea opoziție, acea opoziție între Mercur și Neptun, de care tot îți zic de câteva zile. Și dacă vrei să citești mai multe despre, ori te duci să vezi emisiunea noastră despre Mercur în Fecioară, ori intri pe astrosens.ro și ai să vezi acolo un articol care se numește Schimbări interesante pentru zodii 15, 19, 20, 25, 26 august 2021, zile denotat în calendar. Pentru că, da, trebuie să fie denotat în calendar zilele acestea. Intră acolo, citește, după care hai să discutăm despre ce se întâmplă astăzi. Opoziția Mercur-Neptun. Ce avem? Avem Mercur, care reprezintă mentalul, capacitățile noastre mentale, comunicarea, vorbitul, mișcatul. Și mai avem Neptun, care este considerat, el e văzut din mai multe puncte de vedere. Este văzut foarte spiritual, foarte romantic, foarte boem, foarte visător, dar este de fapt foarte confuz câteodată. Și el dizolvă orice atinge. Orice atinge Neptun în astrograma noastră ne împrăștie. Nu mai știm cine suntem, cum suntem. Dar când Mercur, partea noastră rațională, mai ales că este Mercur în Fecioară, să nu uităm, face o poziție cu Neptun, care e în pești, pe toate, un ocean total, nu știi încotro, nu știi ce e în stânga, ce e în dreapta, e că nu suntem siguri. Nu suntem siguri pe ce ne zic ceilalți, pe ce fac ceilalți. Și pentru că nu avem încredere, bine, ar fi bine să nu avem încredere astăzi, nici noi nu știm ce să facem. Și s-ar putea că din neîncrederea asta să-i credem ușor pe alții sau să facem ceea ce zic. Deci grija astăzi la un risc de confuzie. Să nu vă lăsați păcăliți și nici voi. Știți ce se întâmplă? Că și noi la rândul nostru. Bine, nouă ne place să credem că doar ăilalții. Doar ăilalții fac chestia asta. Noi suntem puri, perfecți, extraordinar, cum ne-a scos mămica din burtică. Nici acolo nu eram puri, extraordinari, cum vrem noi să credem, perfecționiști, perfecți, așa. De fapt, ce se întâmplă? Se întâmplă că nici noi nu mai știm în ce să credem. Nici nu mai știm care este adevărul. Nici noi nu mai știm cum e aia, cum e aia. Și dintr-o disonanță din asta începem să spunem și noi lucruri care nu sunt 100% adevărate. Și fără să le dăm seama, îi păcălim și noi pe ceilalți. Și el pe noi și noi pe ei. Și tot așa. O lume păcălită astăzi. Ce să facem? Haideți să ne uităm la fiecare dintre noi cum ne aspectează acest aspect. Nu uita să asculți, te rog, și la zodie și la ascendent și să faci un mixaj între cele două, ne uitând, bineînțeles, că aici nu ghicim, nu vrăjitorim, nu dăm în bobi, nu facem etalări, ca să ne înțelegem încă o dată. Și să începem, bineînțeles, cu berbecii sau cei cu ascendentul în berbec. Discuțiile cu colegii nu vor fi așa cum consideri tu că ar trebui. Sau ceea ce spuneți nu se întâmplă. Întotdeauna există un întotdeauna când avem această Mercur la tine în casa 6 și Neptun în casa 12-a, nu trebuie să crezi oamenii cu care lucrezi. Nu o fac intenționat, nici ei nu te vor crede probabil pe tine, ci undeva înțeleg și ei greșit informația. De aceea ai face bine ca să verifici absolut orice. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Mă grăbeam la balanță. De ce? Taurii sau cei cu ascendentul în Taur. Îți spuneam ieri că relațiile cu copiii vor fi destul de sensibile. Da, Mercur în casa 5-a astăzi. Nu știu dacă al tău copil consideră că în ultimul timp l-ai trădat și nu l-ai iubit și nu a primit afecțiunea care trebuia să o primească, însă s-ar putea să te mintă. S-ar putea efectiv tu să nu-ți dai seama, nu știu, o să spună că e bine, o să spună că nu e bine, o să spună ceva, dar întotdeauna în spatele motivului este altceva, indiferent de vârsta pe care o are copilul tău, să știi, că e 5, că e 10, că e 15, 20, 30, 40, 50. De aceea discuțiile astăzi cu copiii sunt mai ciudate și s-ar putea să-ți ascundă lucruri tocmai pentru că știe care ar fi de multe ori reacția ta, reacția ta care nu face bine, doar pentru că tu consideri că ești părinte și că trebuie să critici, ei bine, copilul nu crede că e normal să se întâmple lucrul acesta și se închide și preferă să te mintă. Deci grijă puțin astăzi. Trecem la gemeni sau cei la ascendentul în gemeni. Treaba asta în felul următor. Discuțiile cu familia, cu membrii familiei, ar trebui să fie pe repede înainte. Dacă insiști mai mult pe unele probleme, adică nu e ziua în care să cauți soluții. Nu e ziua în care să cauți soluții la probleme, să te bași tu, să spui tu, fac drag, mă ocup, în niciun caz. Dacă vor, ei vor, dacă nu, astăzi vezi de viața ta, profesională, relațională, restul la ei.
Trecem la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Informația pe care o transmiți astăzi nu ajunge cum trebuie. De aceea ar trebui, ar fi recomandabil, ca de fiecare dată când trimiți un mail, un mesaj, cu riscul de a părea agasant, așa, să mai suni, să mai verifici, să fii sigur. Păi, am făcut programarea aia bine, e ok, ne-am liniștit, pot să fac aia, pot să nu fac aia, deci verifică de mai multe ori orice informație pe care o transmiți astăzi. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Vezi tu, cheltuielile pe care le faci sunt riscante. De aceea face bine să nu cheltuiești bani pe lucruri mari astăzi, pe lucruri mărețe, mai ales pe produse din acestea pe care te bazezi, nu știu, produse din zona tehnologică, din zona IT. Nu. Iar astăzi, dacă vrei să cheltuiești, cheltuiești și tu pe o înghețată, pe o bomboană, pe ciocolat, pe chestii mici, 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 nu cheltuieli mari, pentru că Mercur e în casa a doua, în opoziție cu Neptun și poate tu te gândești, da, cheltuiesc, dar fac eu rost de bani de la cutărică sau recuperez eu niște sume în grijă la cheltuielile astăzi. Mergem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară, Mercur în semnul tău, îi asculți pe unii, îi asculți pe alții și nu înțelegi ce decizie, nu înțelegi ce trebuie să înțelegi de acolo, nu-ți convine, nu-ți place. Vei, și pentru că nu te simți bine pe dinăuntru, ce să faci? O să fii super critic și exigent, începând de la propria persoană și pe urmă raportându-te și la ceilalți. De ce? Pentru că vrei din tot sufletul să fii sigur de ceva, ai nevoie de o structură. Dar acest aspect, Mercur în opoziție cu Neptun, are două valențe. Pe de o parte, nu-ți place să fii controlat, dar pe de altă parte nici libertatea totală nu-ți priește și astăzi ești destul de confuz. Of. Deci la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Trecutul să rămână la el acasă. Oamenii din trecut care vin și spun lucruri. Greșelile care au fost în trecut nu le dau mai multă putere și importanță astăzi. Ce a fost, să rămână. Ce este acum, de acum treaba stă cu totul și cu totul altfel. Și încearcă să mai delegi din ce ai tu. Că-s proiecte la serviciu, că sunt examene, teste, nu știu, dosare, ce ai tu de făcut. Încearcă să mai delegi. Pentru că astăzi cu Mercur în casa 12, în opoziție cu Neptun, tu o să zici, e, fac pe toate. Îmi ies toate. Dar după câteva zile o să zici, deci, mai ușor. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Îți spuneam zilele trecute că e bine să te bazezi pe ceilalți. Da, bazează-te în continuare pe ceilalți. Dar ceea ce îți spun alții nu duce acasă și ceea ce îți spun ce știi acasă nu duce la alții. Încearcă să nu duci vorba astăzi, pentru că, nu știu, anturajul tău spune ceva, partenerul spune altceva. Și dacă, nu știu, încerci să conectezi vorbele acestea, s-ar putea să se supere unii pe alții. Doar pentru niște prostioare n-are rost astăzi. Așa că du-te acasă, nu spune acasă ce-i de spus, de mâine poate lucrurile se mai schimbă. Dar astăzi evită să pui în contact cele două zone. Trecem la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Șefii pot promite multe și mărunte, că facem, că dregem la serviciu. Fai de capul meu, câte zic, câte lune și stele, cum se numește. Știi? Nu, astăzi zici și tu da, zici ca ei și faci ca tine. Pentru că Mercur este în casa 10, Mercur la tine este și guvernator de casa 7, vezi că și partenerul o să aibă tendințe din acestea să, nu știu, să nu neapărat să te păcălească, dar să recurg așa la un șantaj emoțional, astfel încât să zici, bine domnule, facem ca tine, bine, adică să fie destul de persuasiv, să te zăpăcească, să te confuzeze, să nu mai știi cine ești, ce ești, să nu mai știi nimic. Lasă să treacă ziua aceasta, bineînțeles cu atâta anxietate la bord, ai face bine să te relaxezi cât mai mult. Și nu spune țeluri înalte astăzi, nu. Doar dacă ești artist, altfel nu. Trece la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. O mare grijă în momentul în care plecați undeva. Chiar și drumul până la metrou, până la autobuz, până la magazin. Asta unul la mână, mare grijă, ce achiziții faceți astăzi, ce negocieri duceți și, bineînțeles, ce informații purtați. Dacă ați auzit ceva și ați vrea să spuneți mai departe, verificați. Dacă ați auzit că tanti nu știu care de la colțul blocului a făcut nu știu ce, dar n-ați auzit de la tanti chestia aia, nu vă duceți repede și spuneți la alții că uite, am auzit de tanti de la blocul. Nu, că se distorsionează, se schimbă, se dizolvă informația corectă. Mai bine astăzi nu vă băgați în discuții despre alții. Trecem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Nu vă bazați pe promisiunile celorlalți deloc. Mai ales promisiuni financiare sau legate de, nu știu, de tot felul de produse. Adică dacă cineva ați avut nevoie de ceva și v-a zis că ți-am promut eu, am eu. Nu,
Nu, a uitat, o să uite. Nu, adică astăzi, nu de alta, dar pomă să nu ziceți, uite, m-a dezamăgit, mi-a promis. Nu, vă spun eu, promisiunile pe care le primiți astăzi, mai bine ziceți, da, mulțumesc, o să vedem. Dacă vii bine, dacă nu, trebuie să am și un backup de fiecare dată, trebuie să am o soluție. Pentru că altfel vă bazați pe ajutorul celorlalți și acesta nu o să vină așa cum ar trebui. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Mercur este în casa 7. Partenerul este foarte confuz. De aceea ar face bine asta să nu-i propuneți nimic. Adică, hai să mergem acolo, hai să facem... Na. Nu, oricum o să vină acasă destul de... că a avut probleme la serviciu. Și voi, poate că ați avea nevoie de altceva astăzi. Nu știu, să vorbiți de niște probleme, de niște situații din acestea destul de tensionate. Dar, na, mai sunt și zile din acestea, dar tot aspectul de astăzi, să știți că din punct de vedere profesional, Mercur în casa 7-a, în opoziție cu Neptun, nu este foarte bun pentru a vă crede nici partenerii de la locul de muncă. Un pic de rezervă acolo nu strică. Sper să treceți ușor peste această zi, să nu simțiți confuzia atât de mult și să ne vedem cu bine mâine.